Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Pamflet, Presa în gura lui Rotundu. O să încep comentariile mele cu știri locale și dacă o să-mi rămână timp, o să aruncăm o privire și asupra evenimentelor naționale, mai bine zis asupra circului la care asistăm acum pe post de spectatori, privind cum Parlamentul și Guvernul se joacă de-a politica, dar pe seama noastră. Primăvara bate la ușă, iar am observat că marea majoritate a botoșănenilor se pregătesc să reînceapă lupta cu drumurile. O veste bună a apărut în cursul zilei de ieri și astăzi în presa locală, este că de la nivelul Companiei Naționale de Investiții s-a alocat o sumă substanțială de bani pentru a se repara porțiunea de drum rămasă nerezolvată între Dumeni și Havărna. Este vorba de o sumă de 14 milioane de lei, 11 milioane le-a alocat Compania Națională de Investiții, 2 milioane și ceva, Consiliul Județean Botoșani. Dar haideți să vedem ce se întâmplă cu drumurile astea ale noastre. Știți foarte bine că ani de zile cei de pe drumul județean Dorohoi, Dumeni, Havărna, Milianca, Darabani au protestat pentru că drumul era într-o stare dezastruoasă. Anul trecut s-a asfaltat. O rămas porțiunea asta deasupra dealului, cum se iese din Dumeni, spre Havărna, vreo 900 de metri. Această porțiune este în pantă și pe un teren care alunecă. Dar alunecările nu sunt de azi sau de ieri, sunt dinainte de 1989. S-au mormântat mulți bani, foarte mulți bani, în aceste 900 metri de drum județean. Și numai nu s-a rezolvat problema. Am întrebat cu ani în urmă și mai apropiat de specialiști de la Inspecția Construcției de Stat, de la specialiști în drumuri naționale, județene, ce se întâmplă cu porțiunile astea de drum din județ aflate în pantă, care de zeci de ani de zile mănâncă bani mulți de la bugetul public și nu se rezolvă problema. Știți ce mi-au spus domnul Rotundu? Păi, acolo e rost de câștig. Nimeni nu știe câți bani intră în bucățile alea de drum. Nimeni nu poate reconstitui. Se ia de bun procesul verbal de recepție a lucrărilor. Și de acolo se trăiește bine. De acolo ies vile, de acolo ies mașini de lux, de acolo ies terenuri cumpărate în intravilan. De acolo se rezolvă multe probleme și de ordin politic. Acum să vedem dacă s-au alocat acești bani, 14 milioane, dacă în cursul anului nu-și bagă codița michiduță ăla roșu, să încurci apele, să sperăm că se va rezolva bucătica aia de drum. Dar avem o altă bucătică de drum județean. La ieșirea din Roma până la Nicșeni, tot un drum în pantă și tot cu alunecări de teren și tot de zeci de ani de zile aceeași problemă. A promis domnul președinte Macalet anul trecut că rezolvă problema. N-a rezolvat-o. Anul ăsta zice că este pe lista de priorități. Deci nu se va rezolva nici în acest an. Dar se pare că există la noi o meteahnă, o boală profesională, sau nici nu mai știu cum să o numesc. Că nu rezolvăm acolo unde se începe reabilitarea unor drumuri, nu facem treaba de la început până la sfârșit. O facem pe bucăți, o facem fragmentat. Și haideți vă mai dau exemple. S-a asfaltat drumul intercomunal dintre Milianca și Drăgușeni. Întâi o asfaltat primarul de la Drăgușeni, Nichita. O asfaltat de la Drăgușeni până la limita de hotar cu comuna Milianca. Fostul primar liberal Ursache de la Milianca avea și el în plan să asfalteze partea lui de pe raza comunii Milianca, numai că la alegerile din 2016 au pierdut mandatul și a venit social-democratul doctor veterinar Azanfire. Și-a asfaltat dumnealui drumul, dar a rămas o porțiune de 800 de metri neasfaltat între
hotarul comunii Mileanca și Drăgușeni. Fiecare primar spune că nu e bucata lui. Că limita de hotar e acolo unde s-a oprit el cu asfaltare. Dacă s-ar găsi un hătru, un personaj isteț, să ducă să pună o barieră, porțiunea aia de drum neasfaltată, spună, băi, dacă voi de la Mileanca spuneți că nu e a voastră, voi de la Drăgușeni spuneți că nu e a voastră, atunci e a mea și pun barieră și taxe de trecere. Să vedeți atunci cum ar sări în sus și primarul la Drăgușeni și la Mileanca, că e bucata lui teren și n-are ce căuta ăla cu bariera. Mai avem un exemplu. Și chiar săptămâna aceasta, dacă nu mă înșel, consilierul județean Radu Antoan, liberal, pentru cei care își mai aduc aminte, fostul șef Isu Botoșan, domnul colonel Radu Antoan, în 2016 a candidat la primăria Vorona fără succes, profesorul Aurel Ștefan e de nebătut acolo în zonă. Deci domnul consilier județean a cerut conducerii Consiliului Județean, domnului președinte, să rezolve problema aia de la Prăjeni. Deci s-a asfaltat drumul județean de la Flămânzi până la Prăjeni, dar nu s-a mers până în hotarul cu județul Iași, până în hotarul cu comuna Plugar din județul Iași. Și-a rămas acolo 3,5 km de drum prăpăstios. E jalnic, nu poți efectiv să circul cu mașina pentru că n-ai unde să o mai ferești, dai din groapă în groapă. Mai mult ca atât. Porțiunea aia de drum face legătura între centrul de comună Prăjeni, între localitatea Prăjeni și un sat de acolo. Sat care acum stă izolat pentru că până la râul Miletin, din satul respectiv, primarul Răileanu al comunii Prăjeni, primar liberal, o reușit și a obținut bani și a asfaltat drumul, deci din sat, de la Miletin până la apa râului Miletin, o asfaltat drumul, dar de acolo se intră pe drum județean și n-are competență, n-are atribuțiuni primăria, ci Consiliul Județean Botoșani. Iar Consiliul Județean, bă, s-a tăiat 3,5 km fără nicio explicație de ce n-a vrut să-i asfalteze. Și stă de 2 ani de zile, se chinuie aia din Prăjeni, se chinuie cei din Flămânzi, pentru că acest drum, Flămânzi, Prăjeni, Plugari, scurtează drumul până la Iași, cu vreo 30 de kilometri, bașca faptul că nu este un drum aglomerat în circulație, este un drum foarte ușor de parcurs. Este drum, de multe ori, folosit la nevoie și de către salvări, de către salvările care pleacă din Botoșani cu bolnavi spre Iași, la spitalele de specialitate din Iași. Dar de când drumul ăsta s-a degradat într-un astfel de stadiu, nu mai circulă nici mașinile astea de extremă urgență pe traseul respectiv. Dar nici nu primim o explicație de la conducerea Consiliului Județean Botoșani de ce a rămas bucata aia de drum 3,5 km neasfaltat și de ce nu se asfaltează. Vedeți cum lucrurile merg de-andoaselea. Mai grav, în acest an, acum că e o conjunctură politică de luptă, o să vedeți că începe frecușul politic de conducerea Consiliului Județean, încă e PSD-istă, la Compania Națională de Investiții, la Ministerul Dezvoltării, sunt liberali și s-ar putea să fie șicani între ei până când se clarifică problema, avem sau nu avem guvern liberal în continuare. Vor fi sau nu vor fi alegeri anticipate. Așa că anul ăsta, slabă nădejde, ca să vedem rezolvate problemele de comunicație, problemele drumurilor județene, măcar astea județene, că la alea naționale e mai complicat un pic. Să vă mai dau exemplu și am mai comentat în emisiunea de față, drumul județean care pornește de la Vorona, Oneaga, Coșula, cu joncțiunii asupra asfaltului care a dus până la Coșula. Ei, acest drum județean început anul trecut să fie reabilitat, s-a blocat. Cel puțin cei din satul Oneaga trăiesc un calvar, pentru că s-a tăiat drumul, s-a pregătit pentru asfalt, pentru rezolvarea problemelor de o parte și de alta a drumului
în sensul de ca apa pluvială să poată fi colectată prin canale de scurgere, și să opri lucrarea, pentru că n-au mai fost bani. Un aspect. Al doilea. Drumul ăsta trece printr-o porțiune de pădure între Oneaga și Orona. Drumul parcurge vreo 4-5 km, nu mai știu exact, prin pădure. Acolo trebuiesc tăiați arborii de o parte și de alta ca să fie lărgit drumul la nivel de lătimii, drum județean, pentru că sunt niște stasuri la lățimile astea de drumuri. Drumul comunal are o anumită lătime, cel județean altă lătime, cel național altă lătime. Ori, nu s-a rezolvat problema cu Ministerul Pădurilor să dea avizul ca să poată tăia arborii și lărgi șoseaua. Nu s-a putut rezolva problema asta cât a fost guvernarea PSD-istă și unde conducerea județului fiind PSD-istă, guvernul PSD-ist, se putea chema de către premier, ministrul pădurilor, a silviculturii și să-i fi spus, bă, rezolvă problema asta, dă avizul acolo. Nu s-a făcut. Acum vin liberali. E haos. Nu știm. Cine conduce țara asta? O conduc liberali? Nu mai conduc. Pentru că o căzut guvernul Orban. Acum guvernul Orban stă și fluiera pagubă prin ministerie și prin Palatul Victoria. Conduce PSD-ul în Parlament, conduce PSD-ul. O demonstrat că au majoritate. Și că orice ar încerca cei de la guvernare să facă, ăștia din PSD le dă la joale, îi blochează. Mai au de partea lor și Curtea Constituțională. Ajungem noi și la Curtea Constituțională. Asta partea cu drumurile. Haideți să vedeți că și la nivel de județ Botoșani, bătălia politică prinde contur, nu numai în plan național. A apărut în presa locală o știre, mai mult o plângere a doamnei deputat Mihaela Huncă. Dumneai, după ce a fost mare lider la PSD, iar PSD-ul i-a îndeplinit dorința de a o face inspector general la învățământ, când o simțit, o mirosit că la următoarele alegeri nu o să mai aibă loc pe listă, s-a virat la Victor Ponta, la Pro-România. Și acum se pregătește de alegeri și umblă prin județ să facă organizații. Și-a făcut organizații, spune dumneai, la Adășe. Și că ăștia de la PNL i-au luat organizația și-au lăsat-o fără organizație la Adășe. Păi, haideți să vă explic. Acolo, la Adășeni, dacă nu mă înșel, cea mai mică comună din județul Botoșani. Este satul Adășeni și un sătuc numit Zoițani. Atât. Asta formează comuna. Suprafața e foarte mică. Această comună Adășeni a luat ființă în 2002 în guvernul Năstase, când PSD-ul a vrut să mulțească comunile în țară ca să aibă mai mulți primari de-ai lor. Și la nivel de Botoșani au apărut peste noapte vreo 6 comuni, printre care și Adășenii desprins din Avrămeni. Comuna Avrămeni a fost permanent din 90 încoace liberală. Acum îi PSD-istă pentru că primarul Bucătaru a prins momentul prielnic când odată, dacă vă mai amintiți, Ponta când era premier celebra ordonanță de migrare a primarilor și a consilierilor locali la un partid la altul, Bucătarul s-a dus la PSD, o crezel de cuvință că e mai bine pentru comună, pentru că va obține bani de la guvernul PSD și va rezolva o serie de probleme. Și într-adevăr să știți că Bucătarul, primarul de la Avrămeni, a rezolvat multe probleme pentru comună acolo. Dar el a ieșit primar liberal. Avrămeni a avut numai primari liberali. Adășenii când s-au desprins de Avrămeni a fost mai mult controlat de liberali. De unii până unii a ajuns doamna Huncă să aibă organizație la Adășeni și să se plângă că i-a luat-o PNL-ul cu tot cu președinte și cu membri. Păi, doamna Huncă, v-ați mai plâns și de faptul că primarii PSD-ului nu vă lasă să țineți întruniri politici în căminile culturale. Păi, dar primarii ăștia ai PSD-ului nu cumva erau conduși, coordonați și de dumneavoastră când erați pe cai mai la PSD? Nu cumva cu acești primari ați stat la masa tratativelor și ați negociat ca directorii de școli să fie profesori de educație fizică și sport, pentru că dumneavoastră proveneați de la
liceul sportiv Botoșani, unde soțul dumneavoastră se pare că e director pentru vecii vecilor, amin, acolo? Nu, dumneavoastră i-ați învățat pe primare PSD-ului să nu permită liberalilor și altor partide să se organizeze în comună? Ei, vedeți că acum sunt torc toate împotriva dumneavoastră. Ce ție nu-ți place, altuia nu face, doamna deputat Mihaela Huncă. Vedeți dumneavoastră politica asta? Trecem peste cuvântul ăla urât, care se folosește în termeni neacademici. Dar politica asta se răzbună atunci când nu știi să o manipulezi, când nu știi să o folosești și mai ales când o folosești într-un mod mișelesc, într-un mod manipulator. Pentru că atunci când v-ați aflat pe cai mari, nu v-ați gândit că ceea ce faceți și puneți la cale împotriva celorlalte partide s-ar putea întoarce împotriva dumneavoastră la un moment dat. Iată că acum trăiți perioada aia de glorie cu amărăciune. În ce privește partidul ăsta pro-România, PZVENG a fost Victor Ponta, PZVENG va rămâne în continuare. Nu știu cât încredere va avea electoratul român în alegerile care vor fi în iunie, fie împreună locale cu anticipate, fie numai cele locale, dar văd că în sondaj de la o lună la alta pro-România tot scade, pentru că încep inclusiv ăia care s-au dus la pro-România să-și dea seama că Victor Ponta nu este cel pe care și-l imaginau ei. Și dacă vă mai amintiți declarația lui Mihai Tudose, fost premier, a spus așa: când l-am cunoscut mai bine pe Ponta, la care se dusese, am început să-l regret pe Dragnea. Păi, vă dați seama ce caracter a descoperit fostul premier Mihai Tudose în Victor Ponta, dacă a ajuns să-l regrete pe Dragnea? Și să trecem la evenimente naționale. Sunt multe de comentat și aici, dar este un eveniment care se anunță foarte interesant. Ministrul Justiției Cătălin Predoiu a ieșit cu un draft de ordonanță de urgență prin care se duc la îndeplinire promisiunea liberalilor de a desființa secția specială pentru anchetarea magistraților și în același timp, prin aceeași ordonanță, prin același proiect de ordonanță, să acorde niște privilegii în plus judecătorilor și procurorilor, o super imunitate, așa cum PSD-ul a acordat judecătorilor de la Curtea Constituțională. Vă mai amintiți cum o inițiat Dragnea acel proiect de lege prin care judecătorii la Curtea Constituțională n-au voie să fie cercetați penal, n-au voie să fie percheziționați, n-au voie să fie reținuți, nu pot fi trimiși în judecat, pentru că au imunitate din toate aceste puncte de vedere și nu răspund pentru activitatea lor judecătorească, chiar dacă dau decizii abuzive sau contrare Constituției. I-a pus Dragnea la adăpost și i-a pus bine. E acum Cătălin Predoiu vrea să pună bine cu magistrați, cu procurori și judecători. Și vrea ca prin lege niciun procuror, niciun judecător nu poate fi cercetat penal dacă nu-și dă avizul Procurorul General al României, pe de o parte. Apoi, dacă este, să zicem, cercetat penal și constată că faptele sunt de natura răspunderii penale, nu poate fi trimis judecătorul sau procurorul judecată decât numai dacă aprobă secția de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, a CSM-ului. Dacă e procuror, secția de procurori. Dacă e judecător, secția de judecători. Știți ce s-a întâmplat? Până și asociațiile magistraților, asociațiile profesionale ale magistraților, s-au simțit jenați. Jenați. Și au zis: domne, noi n-am cerut așa ceva. De ce ne situați mai presus de lege? De ce pe noi magistrață
ne punem deasupra legii și față de Constituție. Dacă noi n-am cerut așa ceva și nu avem nevoie de așa ceva. Vedeți flugărnicia și actualei puteri? Vedeți flugărnicia ministrului Justiției Cătălin Predoiu? Nu știu, eu și în perioadele anterioare, când a fost ministru, n-am avut niciodată încrederea că omul ăsta are capacitatea de a gestiona treburile justiției în România și că știe exact cum trebuie procedat ca să creeze un echilibru între puterile statului și ca să nu ajungă justiția, magistrații, mai presus de lege, mai presus decât orice cetățean de rând. Vedeți? Noroc că prin căderea guvernului Orban, acea ordonanță de urgență nu mai poate fi adoptată, așa că rămâne un deziderat a domnului Predoiu ca să acorde super imunitate magistraților, să-i atragă de partea PNL-ului, să-i atragă de partea guvernării liberale ca să pună ei la adăpost pentru orice eventualitate. Și să intrăm și pe circul ăsta din Parlament și Guvern. V-am spus în emisiunea anterioară că s-a bătut palma între PSD și PNL în sensul de a trece moțiunea de cenzură și a cădea guvernul Orban. Interesul era comun. Știți care era? Să nu fie alegerea primarilor în două tururi. Și v-am spus rândul trecut. Primarii liberali știu din interiorul lor. Nici pe departe nu voiau alegeri în două tururi, pentru că lor le convine. În general, primarii, mă refer la noi, la județul Botoșan, primarii liberali din județ, sunt consolidați pe poziții. Cine voiau ei de turul 2 ca să aibă pătaie de cap și cheltuieli în plus când se poate aduna forțe politice împotriva lui în turul 2 și să-l dărâme? Și atunci, pe sub masă, au bătut palma și au zis, băi, picat guvernul, oricum, ne pregătim de anticipat. Nu ne convine să picat guvernul ca să facem un pas prea anticipat, vouă vă convine că pică legea cu alegerea primarilor în două tururi. Ne pică și nouă bine pentru că o să avem liniște în partid. Primarii noștri n-au să ne mai reproșeze că îi punem în situații de luptă politică și de cheltuială. Dar, vedeți, avem noi înțelepciunea asta populară, printre care și proverbul ăsta, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Acum, PSD-ul, neștiind cam ce eu plăcint, ce plăcintă le-o pregăti PNL-ul, în sensul cu alea 25 celebre ordonanțe de urgență pe care încă nu le cunoaștem, care sunt și în ce constă, PSD-ul a constatat că a trecut greutatea, centrul de greutate a puterii spre PNL. Și atunci au zis, a, stați că vă coacem noi. Și o să vedeți ce se întâmplă. Acum se vine cu guvernul Orban. Din nou, guvernul Orban 2. Posibil să pici în Parlament. Dar mai trebuie să mai vină o dată. Ca să fie alegeri anticipate, trebuie guvernul să pici două ori. Ei, la partea aia, a doua, când vor veni în Parlament, PSD-ul are la dispoziție două mijloace. Să voteze guvernul și atunci să-l țină în șah până la alegerile de drept în toamnă, sau să nu se prezinte la vot, să nu asiguri cvorum în Parlament și neasigurând cvorum, guvernul Orban nu poate fi nici respins ca să fie alegeri anticipate, nici aprobat ca să aibă puteri depline. Și rămâne așa interimar până la toamnă, când se vor culege boboci. Vedeți? Bătălie politică. Mișelii de o parte și de alta. Și totul, dar absolut totul, pe costul nostru, pe liniștea noastră, pe lipsa noastră de garanție
că economia va merge bine în continuare, pe buzunarul nostru, pentru că leul se devalorizează în fața monedei euro, iar facturile cresc lună de lună la plată, pentru că toți furnizorii de servicii calculează în euro și la data când facturează transformă în lei. Și ați văzut și dumneavoastră, de la o lună la alta ne crește abonamentul, plătim tot mai mult. Instabilitatea asta politică care se conturează va afecta devalorizarea leului și va afecta în final buzunarul nostru. Bașca faptul că iar vor începe luptele astea între segmentele sociale. Cei care muncesc în sectorul privat se vor lupta cu ei care muncesc la stat bugetare, pentru că o să zic că voi chiuliți, vă bate joc de noi și aveți și relefuri mari și noi muncim ca robi la privatizați și uite ce pătim din cauza voastră și multe alte aspecte. Da? Mai comentăm și vinerea viitoare la aceeași oră. Eu până atunci vă spun la revedere, numai bine, sănătate!